forfecă? Păi bună dimineața, să zice. Când o forfecă de ce? Să tai bluza. De ce? Ce faci din ea? Chiloți, că nu mai am. Vorbești serios? Da. Și cum? A, și, a, și bagi așa? Da. Stai așa, știi? De nebune. Am coborât jos să caut o foarfecă, că am vrut să-mi fac o cordeluță, ceva de pus la gât. Dar nu eram gata, adică nu eram gata să rămân definitiv. Vreau să tăiat, pe aia o să mă schimb, să mă machiez. Bluzița mea, Milene, las că eu când vin. Bluzița nu funcționează a dreacu fără capucino. Primul lucru, capucino și după aceea fardul și la urmă micul dejun. Uite-mă, fresh, așa da. Mai bine obosit și fericit decât supărat și odihnit. Ce tare! Eu m-am trezit convins că mă voi duce direct în bucătărie, cum am făcut-o în fiecare dimineață. Eu cu Gina, în principiu, am mers la micul dejun, l-am făcut și ceilalți l-au servit. De data asta am zis să pregătesc eu micul, l-am pregătit tot. L-am făcut, e gata. Ne-am mărit, ne-am pregătit micul dejun. Nu numai pentru noi, pentru toți copiii, singuri. Ce faceți cu copiii? V-ați trezit? Da. Încet, încet, da? Da. M-am dus, am trezit copiii, le-am spus să se pregătească și să vină la micul dejun, pentru că masa este servită. Okay. Mersi, vină încoa. Să rămână viață. Du-te la cameră la vârciu. Da. Bravo. Du-te la cameră la vârciu, bate-i la ușă, tare, 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 și spui, băi, trezește-te, că nu ne dă să mâncăm la toți din echipă, dacă nu ești tu. Du-te și trezește-l pe vârciu. Ce mi-a fost mai drag în viață? Trezitul de dimineață. Acum s-a prins Neamărin, nu mai vine el. Trimite ceata lui Vârciu la ușă. Are și n-a de râs. Stăteam în pat de obosit, eram și cât de-abia mă trezise. Unu șolecuță, doi șoleacă, trei. Nu vine. Liviu, te rugăm, vino să ne pui de mâncare, că n-am mâncat. Ce nu mai poți să dori? Poftă mare, copii! În baza lui Liviu mâncam de prânz. Mănânci trei cremuși tu? Bine, hai să te văd. Oricine copil, de dimineață trebuie să prindă micul dejun, să facă mare, să prindă putere. Și noi asta am făcut. Și abia aștept să văd ce mă așteaptă azi. Copiii au mâncat tot și s-au comportat frumos la masă. Dar cineva a fugit mai repede în cameră ca să asculte muzică. Deschide! N-au întrețit acum, ăla! Deschide când zic! Nu vreau, ia! Deci sparg ușa, fii atent! Deschide ușa când zic, deschide! Tu auzi? Nu a răspuns. M-a dat dracu. Ia și deschide ușa, deschide! Cu ce am greșit? Cu ce am greșit? Lasă-mă să respir, deci lasă-mă, deci nu! Sparge ușa, n-ai tupeu! Ce să fac eu cu ea? Dumnezeu! Ce faci, bre? A zis că vrea să-și facă chiloți din ăștia. Cum îi face o pereche de chiloți din ei? Daniela? Da. Cum are și o pereche de chiloți? Ce faceți, bă? Vino cu asta, vezi ce-i face chiloți după rădu-ța. Nu cred. Ba da. Și dacă și ele bani pe aia, o fi costat și asta. Asta îi trage așa, fă-i mai scurți, că după aia devin budigăi. O rătăm cu ea. Ia. Gata, ce mai trebuie să-i fac și altceva. Opa, asta iar este Daniela. Mamă! Asta e leșinat după Daniela. O să-i fac o surpriză când vin, în stilul meu. Lasă-le pe aici, pe undeva.
De ce ești nervos? Păi ce bate așa? Ce are? Spume, pofmine? Normal că n-am vrut să-i deschid. Am coborât într-un final și eu, ca tot omul normal, jos, aranjat. Dacă fac cadou. Dă-i veti cadou. Ce-ai făcut? Ai rupt bluza? Nu. Mi-ai rupt bluza? Stai, nu fii nebun, ți-am deci nu cred că mi-ai rupt bluza. Ți-am făcut niște mânecuțe. Ia, pune mânecuțe. Nu pot să cred. Ți-am făcut niște mânecuțe. Deci nu pot să cred. Deci mi-a rupt bluza. Mi-a tăiat bluza de spume că mi-am răspuns la ușă. Să vezi când ți-e fric, uite, ai... pui asta. Ia, stai deci să. Nu pot să cred. Daniel, ți-am făcut un șal. Un șal frumos. Merge cu bluza asta, uite, vezi? Pare frumos așa, că stă bine. Și Daniela, tu mi-ai zis că vrei un mânecuțe. Bagă-ți-a. Deci nu pot să cred ce mi-ai făcut din bluza mea. Cred. Asta bine așa. E super. Ești că sunt da? Superman. Da. Asta și acum ia Daniela aici. Ia Daniela. Daniela, ia. Daniela, ia. Daniela, ia pe toate celele, mă, și l-a și prins. Ia. Mi-a băgat niște gândaci, nu știu ce erau grau, gândaci, în sân. Și nu mai puteam de nervi, și că abia m-a trezit. Adică nu, deci nu era caz. Când au început cărăbușii a toți pe ea, a început să țipe și mi-am dat seama că va face ceva. A luat-o la fugă după mine. Îți vine să crezi câți nervi aveam eu? Dacă l-am prins pe el, l-am prins, adică el care fuge, știi? Își pot păcurea tuta. Un băieț! Cine-i prindeți? Cine-i prindeți? E sănătoasă, mă, fetiță. S-a răzbunat, ai înțeles? Pentru că nu i-am deschis ușa. Eu sunt sigură că așa face el. Ce să zic? E... Așa ne tratează el. Bine. Cine se trezește de vreme e obosit toată ziua. Mâhnit, supărat. Cu toate că eu dorm un pic mai mult decât colegii mei. Nu știu dacă ei s-au prins, dacă nu s-au prins, cu siguranță o să uite la televizor și o să afle în direct. Da, firaței, eu dorm un pic mai mult decât voi. Doamne ferește. Și ce crezi? A plecat la culcare înaintea mea. Dar ce vrei? E obosit. Am venit la micul dejun, eu n-am mai prins omletă, că asta e prost când te trezești târziu. Pui de om. Tu muncești acasă? Păi și frații tăi? Muncești și ei? Muncești tot? Bianca, vă dau cuvântul meu, eu aș lua-o acasă. Eu aș înfia-o fără niciun gând, fără să mă gândesc, fără absolut nimic. Mi-e dragă când o văd, îmi vine să o mănânc. Vă dau cuvântul meu de onoare, să o mănânc. Cu minte, tăcut așa, am înțeles că are grijă de frățiorul ei mai mic, că dă la animale, că face curat prin curte. Am 5 frați, 5 surori. Și pe frații tăi cum îi cheamă? Îl cheamă Alexandru, Lăduț, Laurențiu, Iulia, Ștefanel, Ionuț, Larisa, Andrușca, Denisa, Marus. Și mai e Bianca. Mama și tata se ocupă cu sapatul. Sapă la Gia. Gia e vie. Cu toate că nu au o stare financiară bună, eu cred că sunt fericiți. Sunt 10 frați. Au grijă unul de celălalt. Ai cum să te plictisești în casă. Sunt convins că sunt fericiți, nu? Mi-e dor de frații mei. Să-ți mănânc butul tău cu mine. Te iau acasă la mine. Vrei să mergi la mine acasă? Nu vrei să mergi la mine acasă? Nu vrei să mergi la mine acasă? Haide tu că avem cinema, ne uităm. Nu! Eu nu mă duc, am atâția frați acasă. Toți copiii sunt simpatici. Dar Bianca e ceva de n-ai. N-ai cum!
Încă o surpriză făcută de Neamărin ne trimite la drumeție către un parc de distracție cu tiroliană. E normal ca pe autocar să fie bine dispuși și cei mari și cei mici. Hai să jucăm fazan. Hai, pe animale. Sunteți de acord? Da. Da. Începem cu A. Na. Arici. Următoare. Antilop. Antilop. Da. Cu B. Bulă. Ia stai așa, că am și eu unul. Uite aici. Ia, ia. Ia-o. La mine. Cu părul creț, fură rața din coteț. Jur că nu fură și l-am prins cu rața în gură. Scoau în buzunar, hai la sfat popular. Te pricep la poezii. Uneori, când vine situația. Dom'le, simpatic, e simpatic. Eu n-aș pune să vorbească în continuu. Dinozaur. 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 Delfin. Delfin, bravo. Și am descoperit câte animale cunosc copiii și nu numai copiii, chiar și Cruduța. Ia atenție. Cu E. Cu E, zi E. Elicopter. Elicopter nu e animal. Elice. Elice, bravo, Daniela. O bule. Elicea și elicopterul sunt animale? Epure. Epure? Cum e epure? Serios, dar epure se zice? Se citește iepure și se scrie epure. Epure! Elefant! Cum o să zici epure? Hai să cântăm În pădurea cu alune! Da! În pădurea cu alune aveam casă doi pitici. Vine pupăza și spune: vreau să stau și eu aici. Și tare! Pu, 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 vreau să stau și eu aici. Pu, pu, pu. Neamărin a încercat să cânte și el un cântecel. În pădurea cu alune aveau casă trei pitici. Vine pupăza și spune: cărați-vă, bă, de aici. Am o tabără, tabăra lui Neamărin. Mi-am propus ca acești copii să se simtă bine în tabăra mea. Rugămintea noastră este, dacă ne puteți ajuta, să ne dăm și unei tirolienele cu ei. Cea mai mare plăcere. Și a zis patronul cu mare drag, dar ar fi bine să vă dați voi prima dată ca să vadă copii. Gata, domn. Ce mi place mie asta, să mă dau. Mergi acolo. Mergi pe acolo. Sunt nebunit. Trioliană. Alu, mumă, sa. Cum? Tiroliană. Tiroliană. Mâna sus. Fiți atenți. Cine nu se dă dintre voi. Aici, aici în stânga mea. Fricoși în spate, ia. Aici, lângă mine. Uite, paltul. S-a retras primul. Ia uite. Cine nu se dă, aici. Cine se dă, aici. Nu am vrut să mă trag cu tiroliana pentru că eu am un rău din înălțime. Hai, noi la echipat. Și de copii ăștia cine are grijă? Pepe, Pepe, Pepe. Stau eu cu copii. Hai. Eu n-am putut să mă cațăr acolo. Pentru că, na, dacă mă doare umărul, ce rost are să forțez? Am făcut asta de multe ori, știu cum e. Dacă nu te folosești de ambele brațe, mai bine nu te dai. Facem pe ăla cel mai ușor, da? Că nu suntem echipați nici copii. Noi. Ăla cel mai simplu, de copii. Pentru că e vorba de tiroliană, eu am rău de înălțime, frică de înălțime ca de dracu. Eu mă uitam pe geam așa și vedeam unde e primul buștean și cât de sus e. Vă dau cuvântul meu de onoare că au început să-mi tremure picioarele. Dar chiar trebuie? Adică eu pot să, în tabără, să beau un suc și să mă simt mult mai bine. Știți ce zic? Te jenează undeva? Mă jenează toată treaba asta. Cum să-ți explic? Hai, mergem? Păi așa că, încet. N-am mai fost niciodată într-un parc de aventuri. Cruduța săraca, ei spui, te urci în copac ăla, se uită la copac așa și da, mă urc, păi ce care e, nu s-a urcat niciodată în viața ei, dar n-are frică, nu conștientizează pericolul. Pepe, dar tu te-ai rătăcit? Stau cu copiii, mă, ce ai? Liviule, nu uita! Ne promis victoria! Copiii numai cu mine, Liviu, 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 în continuu. Cum fac asta? Da, ia-o tu înainte, că eu nu știu. Liviule, așa ca Valerie și mă, o lași pe Gina prima. Da. Eu am mai făcut asta, mă, am făcut asta. Eu sunt fascinată, mi-e place foarte mult. Și e destul de solicitat și destul de greu de făcut, știi? Hai, mă, că e foarte mișto asta. Și dar nasol că n-am încălțări adecvate ca lune cu bocancii. La tine nu-mi fac probleme. S-a văzut. O obișnuită. Cruduța, în schimb. Mai am amețat la când mă uit în jos. Hey, uite-te în față.
așa când te uiți, nu ți se pare, știi, greu. Dar când te pui acolo... Împingi cruda, împingi, așa. Ăla e, și acum apoi o pui în partea cealaltă, așa. Bravo, așa? Ia să vezi acum cum vezi. Baftă, băiatul tati. Da, da, zboară, puiule, zboară. Puiule, zboară, zboară, puiule, zboară. Mă, să mă dea, uite ce mă distrez. Acum am mutat dincolo, așa? Am niște, așa, am o veselie, mine ferească Dumnezeu. Am jucat toată frica aia, să nu credeți că mi-a fost mie frică sau lui Andrei. Pe exact, de ce să-mi fie frică, că eram la înălțime? Ce, n-am mai fost la înălțime? Crudo, eu mă grăbesc, uite care e treaba. Ori stai, mergem, ori nu mergem. O să... Ori God. Mergem, ori mergem. Doamne. Doamne, mai cador. Mamă! Brent, stai cu minte, nu dracu' nimic. A început Neamărin cu glumele lui. Michael Brent! Ternicu! Marele urs! Gonzila! Voinicul! Ia, o să văd de unde te duci. Doamne, dacă n-a fugit... Doctor, băi! Pe picioarele mele, urcă-te pe buștenia, care oricum se mișcau în toate direcții. Hai, Cruduța! Da. Ei concentrați toți cum erau de frică pe tiroliere, eu am coborât scările, am luat-o pe altă parte cu un instructor și m-am dus în sens invers. M-am urcat pe o frânghie, m-a tras instructorul ăla sus, în vârf. Așa? Am stat acolo, am stat, am văzut că se apropie Gina. Încet, 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 nu te grăbi. Da, da, da. Știi asta că... Eu am mai fost pe aici. Mie-mi plac astea mult. Hai să vezi cum vede Liviu că am ajuns înaintea lui. Crudo, eu mă grăbesc, uite care e treaba. Ori mergem, ori nu mergem. Ori mergem, ori nu mergem. Păi ne grăbim, ce facem aici? Voi lasă-o în față. Stai că am desfăcut-o pe asta și o să cad. Aha! Doamne, n-a echilibru, asta e chestia, să ai echilibru. Eu n-am echilibru nici la propriu, nici la figurat. Doamne, dar ce abrupt e! Da! Ușor, Gogu, nu-i faci. Lasă-o. Hai, mă, termină-te! Uite, mă, ce ai! Te blestem! Uite, nu fac nimic, jur! Da, era foarte abrupt, că oricum este greu, fiind în pantă, totul se mișca. Mă uit unde-i Cruduța acolo și m-a luat cu... Hai mă înapoi! M-a luat cu Darea Google. My God! Mă, că taia nu urcăm noi. Trebuie să zic eu, mă îmbărbătează asta, dar urcat asta și nu urcăm noi. Eu vă spun sincer că am avut vreo 3 minute în care am stat acolo pe gândul și am zis eu mă întorc. I-am tot zis lui, bă, mă întorc la... Nu! Bă, să nu pleci, bă! Să nu faci, bă, de aia, să nu vii. Mă supăr pe tine, e nebun? Am rău de înălțime, știi ce zic, adică... Liviu era terminat și el, tremura tot, făcea, ulei, nu mai pot. Doamne, mai cador! Trebuie să-ți ții echilibru, trebuie să fii Nadia Comăneci, Drăgulescu, toți ăștia într-unul. De ce să faci treaba asta? Nu știu care-i fanul, Gogu, că nu m-am distrat până acum, ești nebun? Dracu, bă, ce că n-ai muncit nimic, nu te distrezi măcar. Hai, Daniela, hai! Nu mai mă dau, gata. Haideți, băi! Hai o dată! Păi hai să plecăm, nu mai mă dau. Imediat mă enerva, gata, vreau să mă arunc de acolo, să mă arunc în jos, gata. Hai, Daniela, ai curaj, Daniela. Hai, mă, că e ușor, poți. Da, mi-au omorțit mâinile. N-are nimic, mai scutură-le. Și acum ce fac? Hai, Andrei, hai, Liviu, hai, tată, hai! Ce vrăjeală ai, hodorogule! Ce cardeală proastă ai azi! Hai că mă dau, că mă dau, că merg cu nepoții, că vrăjeala de-asta proastă. Și el a plecat. Uite, mă, bă, am ajuns, firea al dracu, înaintea da, ta. Da, ești omul invizibil, firea al dracu, să fie trecut pe lângă mine, fără să te văd, hai. Pe partea asta îmi vei, bă, hai, vrei, pe dracu. Neamărin, un fricos, nu fricos, un papă lapte. Dar de ce ar face așa ceva cineva? Asta m-am gândit și eu. Oare de ce să fac eu spagatul acum? Cum se poate distra cineva de pe chestia asta? Că poți să mergi frumos prin pădure, să te plimbi pe jos, să simți pământul de desubt, o frunză, o aia n-ai ce să... Și dacă pici de la jumătate de metru... Michael Jackson! Lele! Lele, lele, lele! Ce fain a fost! Bravo! Să vă dați și voi să vedeți ce tare este! Știu, este chiar tare! Da! Așa, Daniela. Mamă, uită pe Daniela, mă. Ia uite-o, frate, bine, ce forțoasă e. Poți, mută mâinile, așa. Mai îmi trebuie nicio de-asta, venturier, nici oameni. Eee!
băgă-mi aș mâna în tabăra lui Matei Corvin și Mudava. Alele, păleu, mămica mea, să mă ia tabără și să mă, care mai vrea. Cred că de-aia nu m-am dus în tabără toată viața. De ce s-ar distra cineva așa? N-am să înțeleg niciodată. Și era iar traseul cel mai ușor. Am înțeles că e și unul cu negru. Nu era ceva așa la păterinea mării. Nu era? La verde? Nu era la pe la greu? Nenorocit e, bă. Dați-mă praștea, băi! Prea, stai cu minte, nu dacu' nimic! Bă, cât de prost să fii la 60 de ani? Cam cât de prost să fii la 60? Cam atât! A început să tragă cu praștia, e... ce că el e în tabără, nu copii. Uitați, e tare, e tare! Băile aici, te lași, ha? Și gata, ei, la Vazlui cu tine. Haide, sau la ei! Iași, hai! Vine, hai, mă! Vine, mă! Vine, mă! Bă, a fost pentru prima dată în viață care m-a dat pe tiroliană. Bă, am fost mutat de multe ori, că m-a plăcut la nebunie. Mi-a plăcut tare mult. Erau fericiți. Au dat efectiv piept în piept cu aventura, cu siguranța de sine și cu, și cu propria lor forță. În astfel de momente se autodescoperă copiii. A fost super. Am avea atâta viteză, aoleu, și mi-a plăcut la nebunie. Bă, dar e fai! Mie nu mi-a fost frică și chiar mi-a plăcut. Eu am fost mai curajos ca Liviu. Când vezi pe unul în probleme, te strigi de râs. Cât, cum să fii un om sănătos? Om sănătos la cap când vezi pe unul că nu mai poate să pe el de frică și tu râzi. Ți-e frică? Ți-e frică? Mi-e frică un pic. Bine, dragul, că am o relație stabilă, că după asta nu mai m-a luat nimeni, au? L-am văzut pe ăla pe schele, să pe el. Auzi? E tufa asta e mare, eu mă arunc. Am ajuns la... Am zis, bă, ăsta e finalul? Pare final, pare cam pe la jumătate, așa, probă grea. Am pășit lejer prima jumătate de buștean. Lasă-l, bre, lasă-l, bre, în pace. Și pe la jumătate, așa, a început Neamărin cu glumele lui foarte mișto, glume sovietice, pentru că-ți dai cu haz maxim. Bre, stai, mă, bre, stai, mă! Bă, bre! Mama. A început să miște atât de tare ăla, să-l balanceze. El vrea să cad de pe bușteanul ăla ca să mă vadă cum stau atârniu prins în chingile alea. Bre, stai, bre, da, nu mai pă! Îi faci, mă? Îi faci? Ce zici, bre? Liviu și el, băiat, el, păi dacă e Neamărin, ce să-i faci? Dacă e băiatul Neamărin sub acoperire, normal că a început și el să miște. Auzi, tu așa și un invers. Așa? Așa. Bă, putea să mă miște cu tunul, că nu-mi dădeam drumul, de nu știu cum. M-am înfipt în alea, nu vrei să știi în ce hal. M-am julit pe mâini, pe brațe. Nu mai simțeam nimic, vreau doar să se termine odată. E ca la ruși. Ăia se distrează și cam 80% mor din distracția aia. Bine era acasă, bă. Ieșeai în grădină, tot iarba o simțeai. Așa să pleacă din fund? Gămiaș! Hai cea cu tata! Mai prost din curtea școlii, Neamărin! Dar te-am luat parte, eu sunt copii. Las-o parte, la-o parte, la-o parte. Chiar de că am glumit, la-o parte, la-o parte, la-o parte. Stai, bă, rupe asta, bă! Rupe! Ținu mâinile așa. Sincer să fiu, mi-a fost foarte ușor. Care s-o mai sui? N-am avut o problemă, n-am avut o frică, dar cu copiii se vadă că și mie mi-e frică și aoleu și cu toate astea trec. Andrei la fel și el a jucat foarte bine, un actor. El a trebuit să facă actor de telenovele de-astea siropoase. Și la fel cu frică, bă, ne întoarcem, hai să ne întoarcem, că nu-i chiar ok, dar noi puternici. Noi am jucat tot. Ferească Dumnezeu, nu mai vin niciodată. Sau hai să zic, mai vin odată, dar mă uit de jos. Sus picioarele! M-am interesat foarte mult la tiroliană și sper să mă mai duc odată. Sper. Plictisesc chestiile astea. Trebuie să aștept după toți copiii să dea. E greu cu copiii. Am reușit să ajung până acolo. Bravo!
Oricum, stai liniștit, ai făcut mai bine ca neamărin. Ești peste cu două clase. Sunteți mult mai curajoși decât orice. Îl vezi pe neamărin ăla care se ascunde după copac acolo? Uite, ăla de se ascunde. Nu s-a dat, că e frică. Îți dai seama, s-au dat doar copii și mătani și măcar au dat. Dar recunoaște în fața camerelor, hai. Jur că nu ești în stare. Haideți să te văd. Nu vreau. Mă dau cum vrei eu, nu cum vrei tu. Să vedea pe fața lui că e, era frică. Haide, bre, demonstrează că ești cine ești. Eu știu, pentru că am venit de foarte multe ori aici, la Tiroliană, cu nepoții. Eu știu, m-am dat și eu. Bă, stai cu minte. Pe unde ai ajuns, bre, nebun, în zbor? Ce ai zis? Bărzăune, ce ești? Tu ne păcălești pe noi cu vrăjeala din asta. Puternicul, marele urs. Războinicul luminii. Puternicul din păpușoi. Ta, stai cu minte. Da, era de drept. Ia uitați-vă, copii, la Neamărin, ce frumos se vede! Ia uite-l! Ei profită de fapt că sunt copii mulți și eu nu vreau să dau un ei când sunt copii. Și am zis să mă temperez. Ia uite-l! Ce vrei așa greu să-ți fac asta, mă? M-am temperat o oră. Nu pot să mai rap. Mam, și-a început să softice omul și se vedea pe față. Ei începeau să-i lucească ochii, că știți că lui când se enervează, îi lucesc ochii. Stai cu minte, că știu eu, paia cocule, când fugi după doi iepuri, nu prins nici unul, ai prins-o? Și a zis, da, uite, eu fug după doi și te prind pe tine. A glumit! Stai să vezi, stai să vezi unde așa. El când simte că mă apropii de el, e atât de frică, simți că leșină, dar nu se lasă și fuge. Ia acum să văd unde te duci. Doamne, dacă n-a fugit, am urcat un deal, am coborât o vale. L-am alergat, cred că sute de metri, am fost tentat să-i pun piedica. Haide, bă, unde te duci? Când m-am apropiat și s-a uitat în spate, a sărit în parcare. Uite, bă, la el. De ce mai e căsuvirea? Cu mâna a rupt scurmiera mașinii și schimbătorul de viteze și frâna de mână. Rău de tot că s-a dat așa și n-am mai mișcat. O secundă n-am mișcat, zic. Doctor, băi! A venit doctorul, nu știu ce, s-a zgriat pe la picior, pe la mână, pe asta. Cine te-ai lovit? Doar aici, da? Și pe spate și pe gămaș. Și am o vânătaie de aici până pe coapsă, așa. M-am tăiat la mână, mi s-a învinețit degetul instant. Mă rog că era doctorița aia și m-a pansat. Am pierdut, nu mai știu, îmi pierd memoria. Stai un pic că mi-a revenit, uite un prost, uite că mi-a revenit. Stai! Cum ai zis? O să mă face balana. Nu vreau să știu. Uite cum face balana, uite. Bine-i face, bă. Ai dreptate. Nu se face așa. Dar tu ai ajuns înaintea lor? Păi, dar bine-ți ziceam, dar pe închere. Dar două tine. Cure, nu mai simt. Auzi? S-a învinețit instant, deci nu mai simt degetul. Ești nebun? Încet, încet, și cei mai timizi ajung pe Tiroliană. Căci, dacă l-a văzut pe Neamărin, s-a urcat și Valentin. Hai, mă! Hai, grăsuțu! Hai, Vale! Aici, în toată echipa asta de 29 de copii, e un băiat foarte simpatic. Eu i-am zis, grăsuțu, e micuț, așa, dolofănel, și el nu vrea să dea. Că e frică, că nu vrea că are frică de înălțime. Și el vă pe el la coadă, undeva deja la înălțime pe Valentina. Mi-am făcut curaj și am urcat și să-mi învin frica. Credem că e bărbat, mă, vrea să ne arate că poate. Hai, Valică! Hai, Valică! Hai, Valică! Hai, Valică! Îi vine în față. Așa, așa. Pe picior. Ține-te de ailaltă. Hai, Valică! Haide! Te susțin! Pune mâna cealaltă pe așa. Bravo, hai! Bine, mă! Ăla e! Bine! Hai că ești în echipa mea, bravo! Hai, mă, că merge, ia, uite-l ce... Merge, mă! Vezi că e cel mai curajos dintre toți, bravo, ia, uite. Cel mai curajos! Bravo, bravo! Și vezi că are și viteză! Uite, mai repede ca toți, ia! Ești puternic! Nu te lăsa! Hai, ăsta e, gata! Hai. Bravo! Împinge-te! Curaj, mă! Hai că nu se rupe! Valentin! În uralele noastre, toată lumea îl încuraja. Haide, și copiii făcuseră galerie pentru el. Haide!
E o satisfacție enormă. Să știi că un copil și-a depășit o limită. Asta a fost o experiență nouă de viteză. Și mi-am învins frica de înălțime. Vali! Bravo, Vali! A avut un extrem curaj, Valentin. Adică s-a gândit, dacă ăștia s-au dat, trebuie să mă dau și eu. Trebuie să fiu curajos și până la urmă s-a dat și el. Bravo. Și-a zis că sunt curajos ca matare. Da, așa e, bravo! Așa e. Dar te auzi, te iei după el? A făcut tot traseul. Vale. În schimb, Neamărin... Să mă ierte Dumnezeu, Neamărin e un papă lapte. Ah, fără viu. Bravo, Vale, bravo. Hai copii, pe aici! Ți-au bucurat foarte mult. Iar asta, bucuria asta și joaca asta, i-a epuizat. Vă este foame acum, a? Da. Vă cred. Și eu la fel, simpaticule. De aici am plecat să servim masa de prânz. Bună ziua! Cu mult respect! Colegii mei? Mamă, ce nebunie! E vorba de restaurantul Sergiana. Restaurantul unde eu, când ajung în Brașov, mă duc să mănânc jumări. E, am dus pe copilaj la tată. Jumări mai aveți? Bineînțeles. Super! Vreau să servească și prânzul. Nepoteție Gina vroia să spună și ea alte lucruri. M-a enervat, a plecat de acolo. De ce a plecat? Zic să nu-l întrerupeți, că știți că e, suferă și el un pic. Gata, bă, am luat foc. Să le spună ei să facă ei ce vor, ei. Are și el o vârstă. Suferă, vă rog eu frumos. Uite, nu te mai deranjează nimeni. Da, asta am zis, să nu te mai supere nimeni. Vă rog eu frumos, eu știu ce am de făcut. I-am spus ce fac eu, de ce mă aflu aici. Avem și noi nevoie să mâncăm la prânz. Ne puteți ajuta să facem ceva în schimb? Și a zis, cu drag, Neamărine. După dumneavoastră. Hai să ne arăți unde, ca să aducem și copilașii. Da? Hai să ne arate. Neamărin, cred că a fost securist. Cred că am și microfoane în cameră. Lui trebuie și o părere de Ceaușescu. Că ai impresia că e Ceaușescu în vizita de lucru. Bine ați venit, am onoarea. Cu respect. Știți când mergea Ceaușescu în vizita de lucru? Da. Haideți, mă. Facem totul. Du-te tu și ia toți copiii și ia doi. Du-te tu la intrare, da. Și eu primesc cu Liviu aici. Hai. Ok. Mi-a dat de sarcină, n-am ce să fac. Dacă mi-a dat de sarcină... Eu cred că e securist. Metodele sunt securiste. Liviu și Cruduța ajung în bucătărie, spre bucuria Danielei, cu un chef nebun să facă paprikaș și papanaș. I-arăți lui Daniela cum să puneți ardeiul. Nu făcusem de mult în bucătărie. Nu făcusem de mult 80 de chiftele. Deci... Băi, am zis și eu, șef Cătălin... Suntem în 2017, pleacă lumea pe Marte. Face lumea dragoste pe Marte și... Se intră lumea în casă pe amprentă vocală. Și eu frământ cu mâna. N-aveam dracu un mixer, mama, măs. Un amărât de mixer, din 63 s-au inventat mixer. Nu merge cu mixerul, nu merge, cel mai bine cu mâna. Sunt convins. Unde e nebunul ăla? L-am băgat la bucătărie. Ha, lași acolo să se... Ierși cu Cruduța. Da, foarte bine, da. Dimineața, Pepe, la bucătărie. Pepe face mâncarea pentru ce? Mai da. Da, da. Intră, e normal. Asta. Mă o să-mi iau o cafea. S-auza, tot se lipește. A fugit pimentul tăiat ala, gata. Unde a plecat? Că nu mai, iar mi se pusese un negru în fața ochii. Ia vină cu acolo. Păi eu, frământ de măia, spumele lui Matei Corvin. Și tu, ce faci? Ha, ia vină cu acolo, dă-te încolo un pic. Aveam mâinile pline de cocă, vă dați seama? Ia rușine un pic. Că-ți dau două palme de teamă, lui Matei Corvin, auzi? I-am dat două palme să mă țin în minte. Ce bătaie am dat, nu se poate, domnule, așa ceva. Cu cuvântul meu, Dolore, ce palme i-am dat, nu se poate. Treci la curățat, haide! Trece înapoi în bucătărie, dar nu ți-ar fi rușine un pic de față cu toți oamenii ăștia. Nu mănâncă copiii, ai nebunit? Bisaltei și grijani. Înapoi în bucătărie, să continui ce am început. Iar mai tu astea, nu
Hai tot ceapa, că miroase mâna. Aia, când a văzut ceapa, i s-a pus de la stomac, că știți că prima zi a curățat ceapa până a ieșit pot. Că mai vrea ceapa cu... Nu mai scap ceapa! Deci nu mai pot, deci gata. Și a fugit. Căsă în cap, direct pe spate. Afară? Ne-a mărit afară cu toată lumea, să câștige el.